Fata, iar s-a blocat sistemul. Noi de ce dracu n-avem un paznic de la cu cartelă să-l deblocheze? Să rămână. Vă rog să așteptați. Spuneți. Plasturi pentru bătături aveți? Da, sigur. De care? Pentru bătături. Mici, mari, la cutie, la bucată, pentru sărași, pentru bogați? Pentru mine. M-au bătut niște încălțări noi și... Ce fel de încălțări? Contează? Păi contează. Că alea de firmă te bat la început și după te lasă, alea din piață nu te bat la început și după te nenorocesc. Niște Adidas, i-am luat de pe internet, nu știam dacă mi se potrivește numărul și... Aha, de pe net. Atunci o să vă recomand și un antiinflamator, 2 pastile pe zi, timp de 10 zile, vă rog să le luați după masă. Dar nu-i nevoie, că e o simplă bășică. O, ce? Manuela, ia-uți fată, ci că domnul are o simplă bășică. În primul rând se numește leziune tegumentată cu conținut lichid și în al doilea rând, câți ani de farmacie aveți dumneavoastră? Ok, dați-mi și un inflamator. Adăugăm și un gel transparent pentru flictene, avem gelul de gălbenele și gelul cu aloe vera. Pe ăla vi-l recomand, e mai scump, dar să știți că e mai bun. Aplicați-l de 3 ori pe zi. Bine, dați-mi de ăla. Ce a fost asta? Am tușit. Ai tușit. Altceva mai știți? A fost o expirație bruscă și zgomotoasă care a produs expulzia aerului conținut în plămâni. Întrebarea e, nu cumva această tuse are o legătură directă cu bășica de la picior? Trebuie neapărat să luați și o cutie de antibiotic. Nu, doamnă, așa tușesc eu de la țigări, sunt fumător de 15 ani. A, înțeleg. Atunci o să vă recomand niște plasture antifumat, un plasture pe zi timp de 8 săptămâni, lipiți frumos pe mână aici. Nu lipesc, doamnă, nimic de mână, nu... Atunci vă recomand să citiți cartea Cum să te lași de fumat în 5 pași simpli. Dar nu vreau să mă las de fumat. Ok. Atunci avem așa, 2 cutii de plasturi. Ce? V-am mai trecut o cutie ca să nu fiți nevoiți să faceți 2 drumuri și așa sunteți cum sunteți cu piciorul ăla. 2 cutii de antiinflamator, să fie în casă, că nu știi când ai nevoie de el, și un gel pentru bășici. În total 220 de lei. Bine. Dumneavoastră aveți ochii căprui? Da. Mereu? La soare se mai deschid un pic. Păi nu e bine. Aveți nevoie de niște picături de ochi, vă pun aici o cutie înăuntru, aveți o pipetă? Dar eu am ochii căprui de când mă știu. Și asta nu v-a pus niciun semn de întrebare? Ce zodie sunteți? Rac. Și unde ați mai văzut dumneavoastră rac cu ochii căprui? Nu, trebuie neapărat să luați magneziu zinc timp de o lună. Doamnă, eu am o problemă la picior, nu la ochi. Păi de ce ai probleme la picior? Că nu te-ai uitat atent pe unde mergi. Nu, trebuie neapărat să-ți dau niște pastile de concentrare. Pare că ai deficiențe în gândire. Dar eu vreau doar plasture pentru picior. Păi normal, normal. Băgăm mizeria supreș. Nu prevenim și celelalte boli, că na, pe afară vopsit gardul și înăuntru leopardul. Haideți, domnule, vă trec aici frumos. Bine, dați-mi. Cât ziceați că face? Opa, avem probleme și cu memoria. Nici o problemă. Vă prescriu aici niște pastile de memorie, Memopro, plătiți cash sau card? Card! Suntem în secolul 21, vă recomand să plătiți cu telefonul. Bine, plătesc cu telefonul! Pare cam vechi, vă recomand să vă luați unul nou. Păi și dacă mi-au unul nou, rata la apartament, cu ce o mai plătesc? Vă recomand să stați în chirie, face bine la stres. Ah, pastile de stres. Trec aici o cutie, văd că aveți probleme cu nervii, domnul meu. Am halatul. Cât e halatul dumneavoastră?